Pace frate Florin, este păcat să decorăm casa de Crăciun sau să împodobim bradul în casă? O întrebare direct hit! Nu putea să-mi puneți o întrebare mai ușoară? Ca asta? Chiar așa de easy? Na. Direct hit? <laughs> M-ați spus aici on the spot. Puteți să explicați, vă rog, dacă împodobirea bradului este o ofensă adusă lui Dumnezeu? Mulțumesc! God bless you! Uh, Sora Laura! De asemenea, bradul, Dumnezeu să binecuvânteze și pe tine, Laura. Apoi avem o patru patra întrebare aici. Îmi place când voi dintr-o întrebare faceți patru. Asta e într-adevăr un skill pe care știu că doar ziariștii l-au. A, zice un, a venit la un moment dat cineva să-mi ia un interviu și zice, avem o întrebare pe drumul dumneavoastră. Și întrebarea era formulată de așa manieră, încât trebuie să răspund la 10. Da, asta e stilul lor și sunt recunoscuți pentru înțelepciunea de a pune întrebări. Așa că uite, cred că e ziarist aici. Bradul, luminițele, globurile sunt simboluri păcâne care nu au ce căuta în casele creștinilor. Cum putem să ne raportăm la aceste decoruri? Este o întrebare delicată și voi încerca să răspund la fel de delicat. Cuvântul lui Dumnezeu are câteva referințe care arată ce se întâmpla în lumea păgână acum. Vreau să fiți foarte atenți pentru că nu vreau să supăr nici pe nimeni, să nu vă supăr, repet. Și în al doilea rând, nici nu vreau să vă încurajez pe alții să faceți lucrurile într-un mod diferit. Trebuie însă să mă înțelegeți. Ca să înțelegeți, pentru că este o întrebare extrem de delicată, și răspunzând la asta, nici nu mai trebuie să predic despre lucrul acesta, miercuri. Aș vrea să faceți diferențierea între lumea de atunci și lumea de acum, pentru ce se făceau lucrurile atunci și pentru ce se fac lucrurile acum. Ați auzit următoarea expresie. Apostolul Pavel spune lucrul acesta. Toate lucrurile ne sunt îngăduite. Ați auzit de lucrul acesta, da? Dar nu toate lucrurile ne sunt de folos. Dintr-o dată am văzut unele surori care au început. Uf, să înțeleg că. Da. Parcă am auzit așa. <laughs> Îmi imaginez că prin cameră am auzit și alții, da? Dar fiți atenți. Există un dar aici, da? Toate, dar nu toate sunt de folos acum. Ce spune Pavel aici? Uh, vă dau un exemplu. Vedeți această cravată. N-am multe cravate. Cineva m-a întrebat, zice, domnule, dumneata trebuie să fii milionar, numai costume foarte scumpe ai. N-am decât unul. Și a costat 20 de lire. îl vedeți frumos pentru că am operatori excepționali și fratele director, regizor de acolo, din de spatele camerelor, știe cum să mapeze foarte bine luminile și culorile. E singurul costum. N-am decât cinci cămăși și mama soacră a zis că mi-aruncă patru dintre ele pentru că sunt atât de rupte că mă fac de râs. Și a zis că nu mai poate să le calce am zis să vă spun eu ca să nu mă facă, să nu vă spună Dumnezeu. Ce vreau să vă spun însă e cu totul diferit. Vedeți cravata aceasta. Vă rog să căutați modul cultural și de unde se poartă obiceiul acesta. Veți vedea că ansamblul acesta vine din vremea faraonilor. Ei purtau la gât, este un, un simbolic, noi vrem să ne arătăm eleganța acum printr-un element care, vestimentar care mers înapoi în timpul purtau faraonii pentru dedicare la zei. Întrebarea care vă pun, credeți că eu mă închin la zei sau lui Dumnezeu? Jehovah Donai, Domnul Iisus Hristos vă rog să faceți diferența dintre elementele pe care acum le avem și a aduce închinare prin aceste elemente. Această greșeală a făcut-o Petru când Dumnezeu, Dumnezeu a venit la el și a zis următorul aspect. Petre, tai și mănâncă. Doamne, nu m-am spurcat în viața mea. Cum să tai să mănânc? Vedeți, Petru se ia la ceartă cu Dumnezeu. Păi dacă eu ți-am zis că ce-am curățit eu, tu să nu mă numești spurcat, tu te contresc cu mine. Ia, tai și mănâncă. Ce asta? Ce a zis Dumnezeu? Ce vrea să-i să arate? Că a fost o vedenie până la urmă. Există o diferențiere, vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun. La anumite obiceiuri pe care oamenii le făceau în mod expres ca să se închine la zeități și aceleași comportamente pe care astăzi oamenii le fac ca să își vadă propria fericire, n-au nicio legătură. Dumnezeu este interesat ca tu să nu te închini la idoli. De aceea și zis lui Pavel, tu poți să mănânci chiar și din carnea jerfită idolilor. Pentru că tu nu mănânci din ea ca să jerfești idolului, tu mănânci din ea că ți-e foame. Tu nu pui niciun preț pe idolii respectiv. Mă înțelegeți ce vă spun eu aici? Ați auzit de pleznitul din bici? Păi ce facem acum? Pentru că în România mai sunt frați în special frații de etnie romă pe care eu îi iubesc, îi cinstesc v-am zis, unul dintre cei mai aleși inimii mele este Ionic, al meu curat, pălăria lui Cădula Tacharului ei încă au bici cu care merg cu carul, cu căruța cu carul păi ce facem acum? Să anulăm biciul? Vă știți pentru ce era folosit biciul. Ca să alunge spiritele și trăznetele lui uh, Sfântului Ilie oamenii își făceau un bici, de aceea la plug ușor, ați văzut că pleznești din bici? Aia este o incantație anulăm biciurile aruncăm acum computerele doar pentru faptul că unii oameni le folosesc ca să promoveze pornografie? Iubiții mei, trebuie să facem distinția între, mergând prin întrebările voastre, între ceva care este folosit ca act de închinare dedicat zeităților, idolilor și anumite activități care n-au nicio semnificație religioasă. Ba, ce v-am spus astăzi, exact aici, am atras atenția că tot ce facem noi a fost dezgolit de semnificație religioasă. Păi m-aș bucura, credeți-mă, să vă puneți un, un brad în casă că vă aduce aminte de Domnul Isus. Dar cei care își pun acum brazi în casă și pun acolo ca să-și pună în el cadouri, să bucure copiii. Nici măcar nu-și mai, nu mai aduc aminte de Domnul Isus. Încercați să înțelegeți sensul pe care vi-l dau. Ați auzit de închinarea la stele? Închinarea la stele, rugăciunea către astre, sunt în mod clar activități păgâne, pentru că tu te închini activ și voluntar. Dacă îți pui un brad în casă ca să... Apropo, câți dintre voi știți... Ce ar fi trebuit să simbolizeze o închinare printr-un brad? Oamenii puneau într-adevăr pomi tăiați proaspăt și îi puneau în ei niște juvaiere și niște amulete din aur și din argint ca să o cinsească pe Iștar, dar de la a face o analogie cu bradul de Crăciun, mi se pare destul de mult, pentru că ceea ce faceți voi cu bradul acesta de Crăciun este o tradiție luată de la suedezi. Nu are treabă cu ce să făcea pe vremuri, în, 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 în vremea Babilonului când ei se închinau la Iștar, la Tamuz. Spuneți-mi, este vreunul dintre voi pe aici care își pune brad în casă ca să închine lui Iștar sau Tamuz? E vreunul care își pune brat ca să se închine la ceva sau îl pune că. A zis sora că e frumos. <laughs> Iubitilor, problemă și păcat este când faceți lucrurile în așa fel încât să vă închinați la ele. Iată, de exemplu. Vedeți că eu port pantaloni. Nu pot să filmeze frații așa, da? Purtăm pantaloni la costum. Păi, voi știți că din punct de vedere tradițional. Aducem, dacă am fi să gândim așa, am aduce o ofensă pentru că izmene n-aveau voie să poarte decât preoții și doar în momentul în care să suiau să pună jerfa pe altar, evreii trebuiau să poarte niște robe lungi, să numeau cămașă, dintr-o singură bucată, era cea mai scumpă. Domnul Iisus nu avea pantalon, cum cred mulți, avea o cămașă. Și voi care sunteți aici în Londra ați văzut populațiile arabe, pentru că ei încă poartă aceste elemente vestimentare. Păi ce facem acum? Ne aruncăm toți pantalonii pentru că am aduce o ofensă religioasă? Pentru că la originea acest aspect a fost un element festimentar care s-a ducea în închinare. Ce am vrut să vă spun, iubiții mei, răspunzând la întrebarea voastră, dacă voi vă puneți o în casă ca să aduceți laudă și închinare unui Dumnezeu păgân, atunci da, este păcat. Dar nu mai încercați să spiritualizați lucruri care nu au nimic a face cu spiritualitatea. Altfel vom ajunge să ne dăm, să aruncăm cravatele, vom ajunge în extremism. V-am spus, am fost invitat să predic într-o biserică și am fost obligat, adică mi s-a cerut, au venit cu obligație să-mi dau verigheta jos. Și am spus, domnule, dar de ce? Să-mi dau și la, mă, mă, rog, în discuția care am avut-o, ce nu, nu, că semnul căsătoriei nu trebuie să fie verigheta. Zic, bun, vreți să faceți ca evrei? Ce da, facem. A fost foarte așa fermă discuția și oamenii erau croiți să mă pună la pământ. Și am zis, bine, atunci trebuie să vă ziceți neveselor să-și pună belciug în nas. Pentru că evreii puneau la femei belciug în nas. Vă aduceți aminte de când Eliezer din Damasc s-a dus și a luat-o pe Riveha? Ce a zis? Rebecca. Riveha, în nevrește. I-a pus două brățări pe mână și un inel până în nas. Asta e semnul căsătoriei când au auzit frații și eu pot să-ți păstrez verigheta atunci. Și le-am spus, domnule, dacă vedeți în asta un de potecnire, înseamnă că n-ați înțeles Biblia, iertați-mă că o spun. Că psalmul 2 ne spune să le rupem legăturile. Acolo expresia face aluzie la un inel care îi lega. Pilda spusă de Domnul Iisus Hristos în care face o analogie între noi oamenii și Dumnezeu Tatăl, Fiul lui Risipitor, ce a pus în deget un inel. Păi și-ar permite Dumnezeu să-l identifice pe Dumnezeu făcând un lucru care e păgân? Vedeți unde ajungem? Noi am ajuns într-un extremism. Răspunsul meu final, iubiților, Dumnezeu nu este un Dumnezeu e al extremelor. Știu că mulți dintre voi ați fost crescuți în tradiția asta și nu forțez nota. Nu vă simțiți bine cu brazi în casă, nu-i puneți. Dar n-ar fi bine nici să-i criticați pe ceilalți. Pentru că nu aveți, repet ce vă spun, nu aveți nici un fundament. Știu, ați putea să-mi eu știu Biblia că la rabinat te învață, te obligă să o înveți pe din afară. Și știu că am trântit versetul acela în care zice, a, așa făceau păgânii când luau, să duceau în pădure, tăiau un pom, îl puneau și îl împodobeau și așa mai departe. Păi da, dar ei făceau ca să se închine unui zeu numit Tamuz, iar împărăteasa cerurilor, în, în, în Biblie unde vedeți conceptul acesta, împărăteasa cerurilor, înseamnă, înseamnă Iștar sau Astartea mai este tradus în românește sau Iștar sunt același, zeița sidonienilor. Este vorba de aceeași zeitate, dar care poartă nume diferite. Eu nu cred că voi faceți asta să vă închinați la zeități din asta. Cred că eu mi-aș dori ca măcar să fi cunoscut astea, dar din nefericire poporul nostru nu prea mai citește. Hai să o spunem și pe asta. Și mi-aș dori ca măcar să fi știut despre ele. Mă înțelegeți ce vă spun. Cei mai mulți habar n-au cine e iștar dar apoi să se închine la iștar. De aceea, haideți să nu exagerăm. Dacă vreți să vă împodobiți casa și să vă bucurați de sărbători, nu aveți decât să o împodobiți. Eu personal nu văd în asta niciun păcat. Dumnezeu să vă binecuvânteze că da.